Salut și bine ați venit pe canalul Lega de Cluj. Vreau să vă prezint un scurt tutorial despre editare video folosind programul CapCut. CapCut este un program ușor de instalat care rulează foarte bine fișiere de mari dimensiuni, chiar și 4K. Este foarte ușor de utilizat și salvează fișierele într-un timp record. Să vă prezint pe scurt cam despre ce este vorba. După ce v-ați instalat programul, vă va apărea această fereastră. Puteți crea un nou proiect. Aici vă puteți crea un cont sau să vă logați în contul dumneavoastră. Dacă nu aveți, nu nicio problemă, nu trebuie să vă faceți cont. Vă puteți crea un nou proiect. Și așa arată interfața proiectului. Puteți adăuga fișiere folosind tabul media și la import puteți adăuga fișiere video, audio sau poze. În cazul meu voi introduce câteva fișiere 4K și o melodie. Acestea au apărut în fereastra de import. Ca să vă apucați să editați, trebuie doar să trageți aceste fișiere în linia de timeline, adică aici jos. Pe rând fiecare fișier, iar apoi partea audio, care dacă dați click pe ea începe să facă play, o trageți mai jos. Ce puteți face chiar la început, după ce v-ați introdus un fișier audio, să vă uitați la forma fișierului, forma audio. Dacă aceasta prezintă aceste mici urme roșii sau portocalii, înseamnă că nivelul volumului este prea mare și puteți reduce nivelul selectând fișierul audio sau, mă rog, pista audio și aveți în partea dreaptă acest slider cu volum. Dacă dați mai jos, vedeți, aceste vârfuri portocalii dispar. Și dacă reducem undeva la vreo minus 5, minus aproximativ 6 decibeli, le dispar de tot. Asta înseamnă că volumul pentru întreaga melodie s-a redus semnificativ și nu mai apar distorsiuni. Acele vârfuri colorate reprezintă porțiunile în care volumul este prea mare și se va distorsiona. Bun. În partea video puteți să decupați din porțiunile filmate prin mai multe metode. Ori selectați dintr-un capăt, din stânga, să zicem, fișierul video și trageți în dreapta. Aceasta este o variantă. Sau dați cu cursorul până la porțiunea unde vreți să decupați și aveți două variante. Ori apăsați pe butonul acesta care face split sau control B, ori selectați fișierul și apăsați tasta B. După care dați click. Când ați dat click, a tăiat fișierul în două. Pentru a șterge partea din față, puteți să mergeți în această parte unde să selectați din nou cursorul sau apăsați tasta A. Deci cu tasta B se transformă cursorul în lama de tăiat și cu tasta A se transformă în săgeata cu care selectați ce doriți dumneavoastră. După ce ați selectat porțiunea care doriți să o ștergeți, ori dați click dreapta și delete, ori dați click pe ea și apăsați acest buton de delete, ori pur și simplu delete de la tastatură. După ce ați dat delete, întreaga parte video se va muta la stânga. Ce mai puteți face dacă la sfârșitul celui de-al doilea fișier dorim să decupăm la sfârșitul melodiei, selectăm fișierul și avem aici delete right, adică să
taie fișierul în două și să șteargă ce este în dreapta. Și dacă apăsăm, automat a și decupat partea din dreapta. Astfel am obținut un mic videoclip format din două părți video și cu o mică melodie. Dacă dăm play de la capăt, veți observa că deși fișierul este 4K, acest program CapCut rulează foarte cursiv imaginea. Puteți să trageți de această bară în jos și veți vedea mai mult pe ecran. Dacă aveți un calculator mai slab, mergeți la aceste trei linii și aveți Preview Quality, în care puteți să setați Performance Priority, dacă aveți un calculator mai slăbuț, sau Quality Priority, să vă apară imaginea randată la o calitate mai mare. Eu am un calculator destul de performant, dar putem să setăm pe Performance Priority, așa atunci va apărea o imagine și mai cursivă în cazul dacă aveți un calculator mai slab. În cazul în care doriți să adăugați, să zicem, un text la începutul filmării, puteți merge la tabul text și puteți adăuga un text banal sau aveți mai multe template-uri. Și aveți aici o grămadă de variante. Să zicem, adăugăm un titlu, ceva nu foarte complicat, cu puțină animație, să zicem ăsta. L-ați selectat și dați plus. După ce l-ați selectat și l-ați dat plus, fiind selectată această pistă de text sau text track, să zicem, puteți să modificați dacă dați play când apare textul din șablon, din template, dați dublu click pe el și aici puteți să scrieți altceva. De exemplu, zbor cu drona, iar la al doilea text sports brand scriem altceva prin Gheorghe, să zicem. Puteți de asemenea să modificați dimensiunea template-ului. Puteți să modificați, dacă selectați un text, culoarea, aveți diferite opțiuni. Puteți să dați Ctrl-Z dacă v-ați răzgândit sau Ctrl-Y dacă așteți din greșeală ceva. Ca să reveniți la ce a fost anterior, puteți să vă alegeți fontul pentru diferitul text. Puteți să dați chiar și, dacă s-a uitat textul, un contur colorat, de exemplu albastru. Puteți să modificați grosimea conturului. Puteți face multe șmecherii și astea foarte simplu. Hai să-l dăm mai mic și mai în sus. Și acum când veți sta play, ca să mutăm cursorul înainte de să apară textul, va apărea cam așa. La rezultatul final, aceste dungi albe, aceste chenare, nu vor apărea, nu vă faceți griji. Și așa ați adăugat un titlu. La îmbinarea a două părți video, puteți să folosiți tranziții și aveți aici la tranziții o grămadă de modele care le puteți folosi. Hai să zicem că o să folosesc una simplu, Fade Black. Pentru a aplica tranziția, pur și simplu o tragem între cele două videoclipuri. Din partea aceasta dreaptă puteți să modificați timeline-ul să fie mai mic sau mai mare, să vedeți mai în detaliu ce se întâmplă. Și dacă dăm în zona de tranziții, ați văzut, a apărut această tranziție fade, black fade, în care se întunecă imaginea și după aia face trecerea lină la
al doilea videoclip. Să zicem că la sfârșit dorim să reducem volumul melodiei chiar înainte de final. Dacă selectați pista audio, aveți acest punctuleț care ori îl puteți trage în stânga manual și va apare acest pe 4 secunde, sau dacă vă uitați în partea dreaptă sus, aveți fade out. Dacă dați de acest cursor, veți vedea că are același efect ca și cum ați tras de acel punctuleț. Și anume, va scădea gradual volumul pentru această parte audio până la sfârșitul ei. El va scădea până la aproape 0. Ce mai puteți face? Mai puteți adăuga diferite efecte. De exemplu, la începutul filmării, puteți adăuga efectul de deschidere pe orizontală. Acest horizontal open, mergeți la începutul filmării, la prima parte video și dați download și mergeți la începutul filmării și apăsați pe acest plus. În momentul în care a apărut asupra pistei de text încă o pistă de efecte. Și dacă dăm play, a apărut deschiderea graduală a filmării. La fel puteți să faceți și la sfârșitul filmării, mergeți la sfârșitul filmării și căutați horizontal close. Dați click pe el și apăsați plus. Trebuie să trageți efectul, dați să fac mai mare, puțin mai la stânga, să se suprapună cu partea. Și acum se închide. Dacă dorim să exportăm întreg proiectul, apăsăm pe export, mergem și îi dăm un titlu, de exemplu, zbor cu drona, alegem folderul în care dorim să se salveze, facem un folder nou, zbor cu drona, iar la rezoluție am ales 4K pentru că am filmat 4K. Foarte important este ca la frame rate să respectați același frame cu care ați făcut filmarea. În cazul meu am filmat cu 30 cadre pe secundă și atunci las 30 fps. Iar la bitrate puteți pune recommended, dar eu pun higher ca să fie o calitate superioară. Și dăm export. Veți vedea cât de rapid va salva acest videoclip, care dacă l-aș fi editat cu alte programe, cum ar fi Premiere Pro sau DaVinci Resolve, ar fi durat mult mai mult exportul acestui fișier 4K. După cum vedeți, deja a ajuns la aproape 50% și au trecut doar câteva secunde. Întreg procesul durează foarte puțin, maxim 2 minute pentru un videoclip de, uitați, aproape 3 minute, ceea ce e foarte bine. Iar ca și calitate este foarte bună. Și a terminat. Dacă doriți să exportați un cadru dintr-un filmuleț, la momentul când v-ați hotărât care este acel cadru, mergeți la aceste trei liniuțe orizontale și dați Export Still Frame. Rezoluție 4K, dați calea spre folder și dați Export, în cazul în care vreți să faceți un thumbnail, să zicem. Și cam asta a fost tutorialul de astăzi, un tutorial relativ simplu, cu puține din ceea ce poate face CapCut. Dacă v-a plăcut, vă rog, scrieți în comentarii și voi mai face astfel de tutoriale. Mulțumesc!